sunt Ștefania și vă spun bun venit în bucătăria mea. Cu această ocazie vom face împreună o pastă de hrean, așa cum o pregătim noi în casă. Mai ales în această perioadă a toamnei și când avem confruntări cu gripe, răceli, viroze și toate aceste boli ale aparatului respirator, noi folosim în casă această pastă. Mai ales că cel pe care am putea să-l cumpărăm din comerț conține zahăr și mie personal nu-mi place. Eu nu amestec dulce cu sărat. Și atunci preferăm să cumpărăm o rădăcină de hrean și o facem noi în casă. Voi răzui această rădăcină de hrean, o voi curăța, o voi spăla foarte bine și după aceea o voi da pe răzătoarea mică. Apoi, rădăcina rezultată, dată pe răzătoare, voi blenda cu puțin ulei, sare și suc de lămâie. Suc de lămâie punem în funcție de gustul nostru, atât cât să simțim că nu mai este atât de tare hreanul. Eu vă recomand să probați această rețetă și să folosiți, mai ales atunci când avem o răceală și avem dureri de gât sau chiar avem nasul înfundat. Este suficient să folosim câteva picături de din această pastă și nasul nostru se va desfunda foarte repede. Sau atunci când avem dureri de gât, putem să folosim această pastă. Cum folosim noi această pastă? Fie pe bucata de pizza, da? Punem câteva picături pentru că, bineînțeles, este iute și nu este nevoie de mult. Este nevoie de foarte puțin, atât cât să ne aducă proprietățile de care avem nevoie, acelea iuți, pentru gâtul nostru. Sau pe felia de pâine atunci când o mângem cu diferite sosuri sau pateuri sau oricum doriți, numai să o folosiți pentru că sigur vă va ajuta. Acum vă invit să urmăriți mai departe. Bineînțeles că nu este ușor de dat pe răzătoare hreanul, nu este o distracție, dar cu pauze mai multe și retrăgându-ne ca să putem lua aer curat, putem să-l dăm pe răzătoare într-un mediu cu ventilație mai mare, afară sau cu geamul deschis și astfel putem să dăm pe răzătoare hreanul. Pentru ochii noștri nu este plăcut, dar dacă reușim să ținem mai mult timp ochii închiși, pe cât posibil, atunci vom putea ca să reușim să îl dăm pe răzătoare până la final. Cum v-am spus, cu pauze. Dar să știți că, chiar dacă ochii noștri nu sunt mulțumiți, căile noastre respiratorii, să știți că sunt foarte bucuroase. Acum, îl voi transfera și îl voi pasa. Am obținut 193 de grame de hrean ras. Acum voi adăuga lămâie, o jumătate de lămâie, puțină apă, lei, și sare. Sare trebuie să punem puțin mai multă. Cu cât este ulei mai mult, nu va mai fi atât de puternic. Acum, când s-a blendat cât de cât, ceea ce am uitat eu să vă spun când am prezentat ingredientele este că acum trebuie să adăugăm două linguri de, în funcție de cantitate care o avem. Eu am aici mai multă, între două sau trei linguri de oțet. Eu am oțet de mere. Poate să fie oțet obișnuit sau oțet de orez sau de care doriți. De ce adăugăm oțetul? Pentru ca să putem diminua din tăria pe care o conține hreanul. Dacă nu folosiți oțet, va trebui să folosiți
puțin zahăr. Și pentru că nu folosim zahăr, alegem să folosim oțet pentru că este o substanță acidă, așa cum am folosit și lămâia, să putem micșora puțin din tăria lui, ca atunci când îl vom folosi să nu ne taie respirația. Nu vă feriți de oțet pentru că nici nu îl veți simți, ci va ajuta, după cum am spus, ca să fie puțin mai acceptabil. Nici eu nu folosesc oțetul decât la curățenie în casă, în rest nu îl folosesc decât pentru această ocazie sau atunci când fac pasta de ardei iute. Acum, voi adăuga 2 linguri de oțet de mere în cazul meu și voi potrivi de sare. Apoi voi finisa blendarea și voi așeza în borcane. Două linguri și acum voi blenda. Așa arată. S-a pasat foarte bine, este foarte bun și foarte acceptabil la gust. Am uitat să spun și trebuie să menționez neapărat că această rețetă este în totalitate creată de soțul meu. El este marele inovator al unor rețete așa mai speciale la noi în casă. Așa că aceasta chiar trebuie menționată că este creată de soțul meu, pentru că noi o folosim cu mare drag și o recomandăm și celor care sunt iubitori de hrean și chiar vor ca să-l folosească, mai ales în perioada aceasta de toamnă, și veți vedea că este foarte benefică. Eu la această rețetă vă recomand să folosiți ulei obișnuit de floarea soarelui pentru că este cu o aromă dulceagă. Pe când dacă folosiți ulei de măsline, eu am folosit de data aceasta pentru că îl cunoaște. Dacă nu îl cunoașteți sau nu sunteți obișnuiți cu aroma uleiului, este bine să nu îl folosiți la această rețetă pentru că nu veți iubi atât de tare aroma lui puțin amăruie. Așa că vă recomand să folosiți ulei obișnuit.